Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog pe terenul de pe Mureș, la căsuța de pe Mureș, care este în construire. Aș vrea să fac câte ceva pe aici. Pentru mine, când vin pe terenul ăsta, este o relaxare. Este ceva unde mă pot odihni, a mea. Așa că mă simt foarte bine, relaxant. Este aici și chiar mă bucur. Vreau să vă arăt ce fac astăzi. Dar înainte de toate, vă rog să vă abonați pe acest canal Loioșeta, vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel ca să vă apară dumneavoastră prima dată vlogurile mele. Nu vă costă niciun ban, nici abonarea, nici subscribe-ul, nici dacă apăsați pe clopoțel, nu vă costă niciun ban. Așa că vă rog ca să faceți lucrul ăsta, ca să am mai mulți abonați. Până la urmă, aici am decis să fac ușa ca să nu tai coala aia mare, placa aia mare, pentru că ar fi păcat să o slăbesc. Și aici, oricum, locul ăsta deja este liber și aici am să pun ușa. Geamurile, în schimb, așa o să fie, așa cum am mai amintit. Thank you.
ochi. E, dacă observați, nimic nu e la întâmplare. Am luat un nivel jur împrejur, măcar că piloanele de beton le-am pus deja la bolobog, dar totuși dacă un pic undeva s-a greșit, atunci acum am luat un alt nivel jur împrejur și măsor jumătatea ca să pot socoti stâlpii care vin deasupra la mijloc. Da, nu știu dacă se vede sfoara, poate că se vede. Am tras o sfoară dintr-un capăt în altul, la bolobog, ca să pot vedea unde pun stâlpul aici, la mijloc. Am făcut semn și de asta spun că un meseriaș nu lucrează așa ca păi nu știu ce se va întâmpla, deci știu înainte ce trebuie să fac și știu de unde să încep și unde să termin o treabă. Așa cum am amintit, i-am terminat profesional la 92. Așa că mă pricep, cred eu, cât de cât la construcție. Am făcut foarte multe case, în jur de 270 de case am făcut. Așa că de la fundație până la acoperiș. Și, sigur, și interioare, și exterioare, și tot ce aparține de pe lângă casă, garduri, pavaje și așa mai departe. Deci, eu știu de unde să încep, de unde să trebuie început și unde trebuie să termin. Am vorbit despre surpriză atunci când o să am 1000 de abonați, deja am 1067 de abonați. Și surpriza pe care o să fie, încă trebuie să știu cum să o fac. Știu ce vreau să fac, dar nu știu cum. Și trebuie să întreb cineva să mă ajute, unul care e priceput în IT, în așa. Și atunci o să vedeți surpriza la momentul potrivit. O să spun când o să o fac și așa că puteți intra toți abonații. Cred că numai abonații poate să intre. Și mă puteți întreba diferite lucruri, ce vreți ca să aflați despre mine. O să fiu deschis la întrebări care, sigur, nu sunt prea personale, că întrebări prea personale nu o să răspund, dar ce depinde de mine, o să încerc să răspund la toate întrebările voastre. Așa că pregătiți-vă, surpriza vine!